să vă spun că spitalul, așa frumos cum îl vedeți, modern, actual și care respectă toate normele în vigoare, a fost construit cu o sumă de 71,2 milioane de lei, partea de construcție montaj, la care se adaugă 8,6 milioane, partea de scări exterioare de evacuare și dotările nemedicale. Eu zic că e o sumă care e sub 20 de milioane de euro. Adăugând și banii de dotări medicale, ajunge la 20 de milioane de euro în total. Eu zic că este o sumă decentă pentru un spital de 250 de paturi, la care am făcut economie pe cât am putut la fiecare capitol, fără să facem rabat de la calitate. Este o sumă care poate fi luată și ca un reper pentru proiectarea și studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale din România, unde am auzit niște sume mult mai mari și eu zic că suma reală o puteți găsi aici la Fălticeni chiar. Thank you.